că o să începem. Da, eu am un card de emoții, probabil că n-ar trebui să spun asta, să le transmit și copiilor sau și domnilor voastre. Ei n-au emoții, dar cred că au avut și mi le-au transmis mie. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre și în acest an. Pentru cei care nu știu, anul trecut a fost debutul nostru pe scena Amfiteatrului A1. Noi suntem, îmi permit și eu să mă strecor printre copii, noi suntem Asunt, Universitate, tot ce vreți noastră, cum vreți să ne spuneți. Mai avem în seara aceasta, ca și anul trecut, avem lângă noi trupa Altceva, nu? Maestru Florin la vioară și maestru Sami la orgă. Ne ajută și anul acesta. Ca de obicei, am organizat această seară să venim în sprijinul unor copii de la Urlați, Fundația Bucuria Ajutorului. Așa că aș trec peste amănuntele astea care nu sunt plăcute, dar aveți pe mese plic, dacă și cât considerați. Noi venim cu vocea. O să începem. O să lăsăm pe maestru Florin să... Nu știu de ce s-a întâmplat asta, vă rog să nu aruncați cu nimic în noi. Promitem solemn să nu se mai întâmple. Ne ascultați cu inima, vă rugăm frumos să nu ne judecați prea repede sau prea mult. Sperăm să vă placă programul din această seară. O să avem mai multe surprize, vă mai rog un lucru, să aveți răbdare, pentru că la un moment dat o să ne întrerupem și programul nu se termină chiar așa. Rămâneți aici, că o să fie bine. Vă mulțumim frumos!
Thank you.
Oh,
Oh,
Așa cu microfonul, se termină programul, dar nu-i nimic. Avem un moment până în finalul spectacolului, așa că nu plecați, mai avem un pic, mai aveți puțin tică răbdare, vorba domnului Caragiale, și iată că fac și rime, Dumnezeule. Avem un invitat în această seară, pe maestrul Alexandru Lulescu, actor la Teatrul Constantin Tănase. Maestru dintr-o generație frumoasă, zic eu, care din păcate a pierdut pe mulți. Domnul Gheorghe Dinică, nu? Dacă zic bine? Da, da. Doamnă, am zis bine, da? Așa, mă mai trageți de mânecă dacă... Și vrea să ne spună ceva, pentru că nu e așa? Maestrul mare încă ceva de spus. Îl invităm pe domnul Alexandru Lulescu. Mărturisesc sincer marea emoție pe care o am de a mă afla în fața atâtor frumuseții. Cele mai frumoase fete, cele mai splendide sunt aici, aici, în universitatea asta. Cei mai silitori studenți. Da. Nu râdeți, că unde e frumusețe, tinerețe și dragoste? E dragoste. Da. Eu, când văd o femeie frumoasă, frumusețea ei mă furnică. Am fost la doctor. M-a consultat și mi-a găsit o furnică. Când i-am mulțumit și l-am întrebat ce-i datorez, a zis nimic, că rămâne furnica la el. Mi-a umflat furnica. Dar nu-i nimica, că eu, când am cunoscut-o pe nevastă mea, m-am îndrăgostit rapid de ea. A fost o dragoste la prima vedere, că era întuneric pesna. Vă fac să râdeți. Dar vă spun cinstit, am luat-o din dragoste, din dragoste pură, dar aveam emoții mari, tremura pielea pe mine. Mi-era frică, fraților, și uite, nu mi-e frică să spun că e și domnul dirijor aici, care cred că mă toarnă, sau cine, da, mă rog. În seara aia, când am zis da la primărie, mi-a fost frică, eram speriat. Știți de ce? Că aflasem că fetele înainte găteau ca mama și acum beau ca tata. Și abia nu bea ca tata, bea ca mine. Ca mine bea. Și am zis atunci, asta e femeia visurilor mele. A visurilor mele, pe noaptea, sporă lângă ea de duduie termopanele. Și am zis, bă, alo! Oprește-mă tractorul, că scol tot poporul. Și când mă întreabă, alo, ce faci, mă, dormi? Îi zic, păi ce mă lași? Zic,
zice, lasă, dar prea sporeai, ce visai, pe unde pântuiai? Zic, visam că dormeam în rai și tu mă sculai, nu mă lăsai. Zice, în rai? Păi ce, ți-au dat ăștia spațiu Schengen în rai? Zic, da, acolo mi l-au dat că pe pământ nu l-am nici mort. Ce stai așa dacă tu umbli pe rai? Vreau să te întreb și eu ceva, e adevărat ce se spune că pe Adam și Eva șarpele acela îi îndemna să păcătuiască? Zic, da. Zic, atunci să luăm și noi unul că n-am mai păcătuit de mult. Dați pe ea, sigur. Dar zice, dar să nu iei de la normal așa, ia unul cu clopoței, că tu ești cam surd. Ce râs, tataie? Martale, îți trebuie unul cu sirena lui Roaică. Dar ce mă spune tata de căsătorie, de căsnicie? Că voi sunteți studenți, sunteți tineri, dar acum vă gândiți, vă faceți un viitor. Și aici se învață carte, nu e joacă. Și când ieșiți, vreți să ajungeți, inginer, doctor, e. Așa eram și eu. Păi eu am făcut facultatea și am visat să ajung actor. De râsul lumii. Meserie nașpa. Mai bine mă făceam muzicant și eu, cântăreț. Luam un țambal, făceam manelist. Ca salam, fără muștar. Pică cu grămada, bani. Păi da. Știți că le iau la o cununie? Picau cununie, o sindrofie, o parastată în sat, păi știți că le iau la o mormântare 40 de lei pe kilometru. Le iau și sport în pată când și mitrii mentează. 5 lei lacrima, 6 lei pasul. Dar știa să aveți să ne păcătoasă, la o luntă vine unul trăscănit, îți cer o manea, nu știi, îți face țambalul cu lovăra în căr. Un ochi pe față, două pădase. Stai două săptămâni cu talentul în apă de Burov. Mai bine mă fac altceva, mă fac fotbalist, ca mutu sau ca surdu. După un gol socotit la vincul să nevălească admiratoarele la autocar, mi-a legat una dintre ele cu înaintare și teren propriu, să marcheze un sărut și o să-i galez, să mă ia suportă-i pe brațe, mă arunce în sus odată, de două ori, de 10 ori, să mă prindă numai de 9 ori. Nu, e greu, mă fac halterofil. Să urle luna dimineața ziarele, ieri poporul un sânt polivalente, cunoscutul halterofil Alexandru Lulescu a ridicat 800 de kilograme și n-a mai putut să le pună jos. Sau cum mi-a zis soacră mea, că ia de gură cască, nu mă scoate. Ce fă-te mă mai bine acrobat la circ, sus cu boră, 15 metri, agățat cu picioare de trapez, cu capul jos. Și eu zic, da, îndinți să trecem pe matale și să-mi vină să cască. Nu, mai bine mă fac ca ceva. Avem aici domn profesor, eu vreau să mă fac cercetător științific, să studiez ceva care nu s-a mai studiat. Cancerul osos la meduze. Ce a, da, ca să n-au oase. Nu, nu, fac altceva. Împreunez oaia cu papagalul, care să iasă un miel, care să zică, mâncai mai drogul, mâncai mai drogul. S-au făcut transplant de inimă de la animal la om, la o telegrafistă e fânilă de morți, la un șofer inimă de jaguar, la o țesătoare inimă de pisică, că toarce, la un director mare, primar mare, inimă de girafă, că-i ajungi greu la urechi. Iar nu artiștilor, inimă de râs, că toți suntem de râsul dumneavoastră. Arte. Stați că n-am terminat. Dacă sunt de râsul, mă fac până la urmă de râs. Clar. Vă spun o fabulă, aia cu bou. A fost odată un bou. S-a născut într-o dimineață de primăvară la Sidi Bocreaca. Dar și s-a pierdut la mulgătoare fruntașe, purtătoarea ei singurei iubiți, vaca, l-a botezat Plăvan. Încă din clasele primare, Plăvan promitea să vină un vou, perfect.
De câte ori era chemat la tablă, se uita ca vițelul la poartă, nu? Mai târziu, părinții l-au dat la o școală tehnică de cărat, prășit, masă verde, dar s-a dus bou și s-a întors? Nu, tot bou. Și fiindcă nu-i dăduse încă coarnele, s-a gândit să se însoare ca toți boii. Păsese ochii pe ea pe bălană din vecin, sânge pur, glezne fine, avea o coamă lungă și mătăsoasă ca lui Maria Dragomiroiu. Îmbla bou ca mânsul după ea, pe de-aia nu se uită la ea nici cu coada. Adevărul e că ea fusese culcată cu un arbăsat, un net care filmase în filmul Columna cu Antonella Lualdea, acum era plecat în Franța să facă o producție franceză-română cu actorii lor și caii noștri. Și fiindcă îi promisese să o ia de nevastă la Paștele Cailor, ea l-a așteptat cu minte în casă lui Sân, cai verzi pe pereți. Văzând plăvat, că n-are un loc în dragoste, ce și-a zis? Mă sunt în interes, domnule. Îmi iau o scroapă recordită, îmi naște 15 pucei și trăiesc în alocație. Și de așa de doia mangalică s-a văzut doamna Plăvan, dar de unde mireasa te puse până atunci ca porcul pe pucei, de la un timp voie să se iguițe. Că vrea cocina în centru, că vrea mâine de mol la techitiol, că vrea cremă pont să-și întrețină șoiciu, vorba aia să-și fiți scroapă în copac. Noroc a venit indignatul și a scăpat de ea. Părinții lui Plăvan, văzând că într-adevăr e bou, i-a gândit o întrevedere cu o căpriță. Era țanțul și căpriță. Vine zi și ne-a zis, capra cântăruiață tot cu coada sus. Ea avea și o verișoară, capra neagră, care era măritată cu un cerc pe care îl ceala pe toate potecile. Aflați și el, dar nu putea să te cocopita neagră, era declarată monument al naturii. Noroc că i-a căzut pe drogul vecina lor de stavul. A, mai bine, facă-ți pe mână. Avea niște de-astea andricoase de manechin și pusese aleasă mici și rea de la ultima bortă, uite. Tot ce-o corecleau, felul stâmp o creacă. Și fiindcă și festia cu băiatul, părinții au dat o masă verde, iar ei au plin sare până la adânci bătrâneți. Și după două luni, vaca i-a născut un măgăruș. Ce s-a mai bucurat soții bou? Bonala, dacă ești mire cu fal și ai făcut nuntă cu dar, ai și mireasă frumoasă, nu-și lua prieten măgar, gata, scăpați! Vă mulțumesc la Bucian, un an fericit. O sprăciun să vă aducă cele mai bune rezultate pe întreg anul, să aibă grijă nou născut copil al lui Dumnezeu să fie alături de voi. Vă mulțumesc! Thank you.
A fost pentru noi o seară chiar frumoasă, din tot sufletul am venit aici, din tot sufletul cred că ați venit și dumneavoastră și s-a văzut asta. Vă mulțumim, sperăm să vă așteptăm și la anul, zic, nu? S-auzim, confirmări, veniți și la anul! Noi promitem că o să fim aici și să dea Dumnezeu să ne liniștim, să avem ce ne trebuie, în primul rând în suflet, ca apoi vin și celelalte. Și sănătate, evident. Vă urăm toți, din toată inima, sărbători cu bine și cu ce vreți dumneavoastră și mai scump. Și la mulți ani 2016! Mulțumim frumos! O seară plăcută tuturor!